Ceva acest predator, eu sunt Robert Baca și astăzi vă aduc cu infovideo pentru ce vom face vara asta. În primul rând, acesta este garajul meu, nu știu ce caută mașina aia, dar totul e normal. Așa, deci în primul rând aș vrea să vă spun că plec în Germania. Mâine plec în Germania și astăzi vor fi postate pe o perioadă de 2 săptămâni. Pe la undeva, pe la începutul iulie, o să ne apucăm iarăși de videouri și de atunci vreau să începem live stream-urile. O să facem live stream în fiecare zi de vreo 2 ore, o oră, mă rog, ca cum o avea live stream. Și o să facem live stream în fiecare zi. Încercăm să facem în fiecare zi, bine cum ne ține cheful. Și eu mi-a spus mulți dintre voi, veți 2 episoade de GTA 5. În fiecare zi vei fi postate. O să vă aducem 2 episoade în fiecare zi și vor fi foarte lungi. Sau dacă vreți să pe părți, nu mă interesează. Mai bine, o să cred că o să facem diferit. O să punem un episod lung, că ar veni cam că 2 episoade. Opa, da, greu, dar asta este viața. O să avem și mai, o să avem campanii, o să avem story mode pe GTA 5, o să avem și pe Call of Duty Ghosts, deja am început la Call of Duty Ghosts și la Black Ops 2. Acolo mai trebuie să terminăm noi. O mă apuc vara asta de toate astea și după o să ne apucăm și de online, multiplayer, zombies și toți ceilalți. Nu, asta am vrut să vă spun în acest video, info video. Că asta, uite, s-a conectat și Vlad. Asta înseamnă că o să facem un episod în secunda asta. Deci ne vedem data viitoare. Pa, pa!